Festivalul a purtat numele Stratonis, în amintirea vechii colonii grecești, care a existat în urmă cu 2 milenii în zona comunei Tuzla. În cadrul manifestării au fost incluse 15 workshop-uri de teatru, de dezvoltare personală, de muzică, de teatru de păpuși, de dans, toate interactive. În fiecare seară am încercat să avem câte un spectacol, am spus încercat, pentru că practic nu am vrut să pregătim foarte multe de acasă, am vrut să le dăm ocazia celor care sunt aici și au participat la workshop-uri să se suie pe scenă și să vadă ce înseamnă să fie în fața publicului. Directorul artistic al festivalului Stratonis mai spune că ediția din acest an a reprezentat o piatră de temelie a unei manifestări culturale de amploare, care se dorește continuată și în anii viitori. Un reper din punct de vedere cultural, un punct de pornire pentru ceea ce înseamnă teatru, muzica, fotografia, dansul, cântecul și așa mai departe. Unul dintre profesorii care au participat în mod direct în cadrul workshop-urilor festivalului este Ștefania Istrate, profesor de muzică la Palatul Național al Copiilor. Aceasta spune că micuții cu care a venit au fost extrem de receptivi la nou, având mult potențial. Eu spun că ne-am distrat, am văzut că sunt copii dornici să învețe, să acumuleze, au o energie exorbitantă, m-au impresionat foarte tare și mi-ar plăcea să mai colaborez cu ei în continuare. În cadrul ultimei serii a festivalului Stratonis au fost prezentate pe scena Centrului pentru Tineret Ion Creangă piesa Totul despre femei de Miro Gavran, un concert de pian al Ștefaniei Istrate și corului de copii din Tuzla și un moment coregrafic.